Bun. Deci, la etapa asta deja s-au început probleme. Odată nu am făcut înregistrarea, am creat deja planșe, dar nu s-a înregistrat. Și după asta am început iarăși să înregistrez, a început AutoCAD-ul să cedeze și am fost nevoit să dau un restart. Și acum o iau de la capăt. Deschidem iarăși profilele transversale caracteristice. O să fie foarte greu cu transversalele, că sunt foarte, foarte multe. Deci eu am zis să fac în felul următor. Noi am aranjat prima planșă, i-am pus și scara și mai departe ele merg în linie la distanță de 462. Acum noi o să închidem referința, da? Ca planșele să se genereze mai ușor. Și după ce planșele se generează, atunci noi deschidem referința și le avem pe toate făcute, da? Ca să mergem mult mai repede și mult mai ușor. Îi dau unload. O să-i dau și un save, că data trecută m-a aruncat din program și încarc aplicația pentru generare planșe. Ok. Și scriem comanda planșe. Numărul primului planșe este 001. Numărul de planșe o să-l punem 255 și distanța 462. Și vă cum vedeți, merge foarte, foarte repede. Se generează instant. Dacă noi aveam încărcată referință, mergea mult mai greu. Și în felul ăsta noi generăm planșele și la sfârșit activăm referința. Bineînțeles, o să facem și mai multe DVG-uri, pentru că într-un singur DVG încap doar 255 de planșe și noi avem peste 2000 de planșe. Când am mai încercat să generez planșele, la sfârșit m-a aruncat din program. Dar totuși planșele au fost salvate. Să vedem acum ce o să fie. Dacă vreți, acest fișier care generează planșe, îl găsiți pe bloc. Am creat eu un bloc aici. Bloc drumuri și poduri, bloc spot. Eroare. A, nu, s-a finalizat fără eroare. Operațiunea finalizată, ok. Haideți să vă arăt până la sfârșit unde găsiți această... Aici creează planșe rapid în AutoCAD. Aici aveți descrierea cum se creează planșele și mai jos aveți un formular. Completați aici formularul, dați trimite și vă vine pe mail aplicația. Ok. Bun, îi dăm un save ca să nu mai pierdem. Și mergem să activăm referința să vedem dacă totul este în regulă. Da, deci totul este în regulă. Pichetul 441, deci da, s-a mișcat bine. Este pe mijloc, totul este în regulă. Eu am și generat o planșă, dar na, dacă nu s-a înregistrat, nu mai fac operațiunea asta din nou, dar vă arăt planșa. Planșa 255. Da? PTC 255, este totul ok. Perfect. Bun. Am salvat acest fișier. Iarăși îi dăm un load la transversale. Gata, m-a aruncat. Perfect.
O să salvez și înregistrarea și continuăm în celălalt video să mai perci înregistrarea.